Bau, iububași, ce faceți? Facem vlog de weekend de data asta, pentru că mi se pare că o să am un weekend interesant și am zis să-l documentez împreună cu voi, nu știu. Noi acum mergem la un eveniment, mai exact alegerea europarlamentarilor. I know, what? Da, am aceeași reacție ca și voi. Ne-am cămășit, suntem amândoi în cămașa albă pentru că avem dress code. După care o să mergem la Anca la păr. O să-l ducem și pe șniții la defrișat spăticul, tot la Anca, el face epilare definitivă la ea acolo. Și eu cred că o să-mi fac sprâncenele. Acum sunt date cu ceară și super machiate. Sunt super machiată, sunt foarte extra, zici că mă duc la nuntă, vezi de groapa aia, iubire. Ok. Trebuie să-i amintesc tot timpul de groapa asta de pe pod, pentru că sunt convinsă că o știe, dar nu vreau să se repete experiența, că acum vreun an a fost o groapă un pic mai în față și pentru că pur și simplu uitat, deși o trece pe acolo zilnic de minim 2 ori, o intra direct în ea și o trebuie să stăm pe ploaia ploilor, frigul frigului, vântul vântului, să dăm la manivelă, să scoatem roata, să o punem în mașina mea, să o ducem la o vulcanizare non-stop, să venim cu roata nouă, vulcanizată, să o punem pe mașină, deci nu, nu are sens. Ok? Și da, nu știu ce ziceam de sprâncene, că acum sunt super mega machiată și ar trebui să facă cineva sprâncenele, că n-am mai fost de vreo 2 luni, 3, și sunt într-o stare deplorabilă. În fine, planuri, ce planuri? Deci eu mai am planuri pe azi, dar nu știu, sper să-mi iese, adică am de gând să montăm mobila, a venit mobila lui Bebe, Bebeluș, începe bebelușala și sper să mă ajute cineva să facă asta azi, adică Bogdi, dar na, în fine. Poate vine și nașa sa să ne ajute, nașa sa lui Bebe, ar fi o treabă foarte bună, dar momentul culminant al weekendului o să fie mâine dimineață când mă duc la piață cu Simina să săpăm până la betoane. Aia am eu de gând. Am scos bani cash, vreau să mă duc la piață să cumpăr numai 2 la leu până sparg toți banii. Dar 2 la leu, adică dacă e bluza 20 de lei, nu. Mulțumesc. Nu am nevoie. Ok. N-am fost la piață de vreo 4 ani, cred, la piață ca atare. Dar pe la secunduri am tot fost. Eu nu știu, am o plăcere așa să te aduc jegoase acasă, să știu că am dat așa puțin bani și sunt faine și de obicei de firmă și de calitate și le fierb bine și pe ale porci, nu știu, e așa o satisfacție când găsești chestii între mormane. Bine, hai că mergem în pat. Am ajuns la Anca. Uitați burtelul. Suntem și cu Bogdi. O venit să se epile de pe spate. Las că ești bine. Na, nu mai îmi dau jos extensiile, o să ne vopsim doar astăzi și îl nuanțăm. Vă arăt după aia. Bine? Ah. Am făcut o pauză, că am început să ne punem vopsea în cap și am venit să vedem la răpeșniții. O venit la epilat. O trecut de partea cu sub brațul, deci o trecut de greu. Acolo se gâdilă. Și acum cel de spate. E rece. E rece, nici asta nu-i place, da? Ce să facă? Fără păr îi place. Trebuie să doară ceva, trebuie să zâmbim ceva. De cu cuceară. Lasă că ăsta e tot mai bine așa decât să te doară cuceară. O să stau eu să te ciupilesc în fiecare lună. Iar m-am schimbat. Nu vi se pare. Hola, YouTube-aș. Hola. De când zic eu hola? Na, lasă că vă arăt când ajung acasă mai pendelete, ce fain m-am făcut. Am părul negru. Nu mi-o mai dat până la urmă extensiile jos, că nu erau așa crescute. M-au vopsit așa cu ele și m-au nuanțat pe lungimi. Cam șfițile alea blonde acum, știți, și să se facă un pic mai gri. E super mega soare. Mi-am vopsit și sprâncenele, de-aia am pete pe față, pentru că am fost demachiată parțial. Abia aștept să ajung acasă, să mă demachez și să mă duc afară să stau cu căței. Cred că asta o să fac, pentru că mi-e milă să fac curat în casă, sincer, pe o vreme de genul ăsta. Hai să vedem dacă se vede ceva din părul ăsta, cum mi-s la semafor. Nu mai filmez, că mă duc, dar am zis să vă salut cât stau aici la semafor, că era coadă. De
obicei sunt responsabilă. Nu știu dacă e o idee bună. Bă, dar n-am nici ciocheți pe aici. Ba, cred că i-am pe lui iubitul meu. Ia ca ochețile iubitul meu. Altă viață. Carrera. Nu știu ce e firma asta, sincer. I-am cumpărat de la Optica Medicală. Opti Blue, cred că chiar. Da. Na, hai, pusi, ne vedem acasă. Deci, hai să vă arăt ce am mai făcut cu la centrală, dacă tot am ieșit afară. Aici avem sculăraie. Aceasta este ușa care o să fie zidită curând, cred că săptămâna viitoare. Și asta e noua noastră baie. Aici avem un duș, din câte puteți observa. Aici o să fie o ușă de termopan cu camera tehnică. Practic tot ce aici a fost o cameră tehnică, dar noi am împărțit-o cum ar veni. Aici o să rămână centrala, boiler, butelie, de presiune, hidrofor și filtre și așa mai departe. Aici o să am mașinile de spălat, acolo o să am un dulăpior și un calorifer. Unde stă Bogdi o să fie chiuveta, WC-ul. Îl puteți auzi pe domnul Mițu cum iaună, ori gipsat totul. Și aici o să fie un holuț, așa, unde o să am o poliță, întrerupătoare. Auzi-l pe domnul Mițu. Da. Așa. Și aici o să fie peste tot gresie. Avem un gemuleț aici pentru aerisire, care o să iasă afară, nu în camera asta. Și aici e bucătăria. Deci da. Casa noastră s-a mărit. Ei, mai multe locuri în care trebuie să fac curat. Acolo a fost un geam. Dar l-am zidit. Mițu, lasă mama, nu mai plânge atâta. Mau. Hai să vă arăt niște purceluși, opa! Nu vă speriați! Mama! Încet! Mă scuzi, domniță! Eu nu vreau să ți fur! Am vrut doar să-i vedem! Îmi cer scuze! De deranj! Nu vreau să vă deranjez! Am vrut doar să-i văd! Să-i pun pe YouTube! Hai că încercăm să dăm cu zoom! Bebeluși? Și am bebeluși! Ion, hai cu mine. Hai. Hai să mergem. Mă duc cu Ion să caut fata. Nu găsim fata, nu știm unde-i. Încă nu m-am demachiat, iacă. Hai să o luăm roată pe aici, Ioane. Unde-i fetița? Hai să-mi arăți unde-i fetița. Unde poate să fie fetița? Hoție, unde mergi? Nu vrei să apar pe YouTube, Ioane? Hai da. Hai pe aici așa să căutăm fetița. Unde-o fi fetița? Facem o plimbărică? Amândoi? Da! Codiță de cățel! Fetița! Pe aici? Nu? Unde e fetița? Fetița! Ionuț! Mai un pic și o să aibă Bogdi ce să tund aici. Auzi cu coșul. Unde-i fetița? Parcă văd că ea de fapt doarme pe canapea. Și e lene să vină. E la drum? Hmm? Cineva a dat foc la ceva, miroase fain. Ah! Bun. Hai să vedem. Mai departe sunt în niște papuci de casă cu platformă. Deci automat nepotriviți pentru terenul ăsta accidentat de aici. Îmi rup picioarele. Ion! Uite! Unde ai rămas? Hai, vină cu mine! Fetița nu e aici. Nu e nici la drum.
Astea-s demolările noastre. O să le ridice cineva în curând, că na, trebuie să plătești pe cineva să vină să-ți ia gunoi de genul ăsta. Hai, Ioane! Am făcut o plimbare și mă duc acum să fac curat în casă. Asta o să se întâmple după ce îmi postez un video pe TikTok. Mă, Ionuț, unde-i fata, mă? Ha? Eu chiar nu n-am găsit-o. Na, nu-i. Unde-o plecat? Unde-i, Ioane? Juicy! Să-mi dea pe Juicy. Juicy-lică! Vă prezint un mâț portocaliu cu ochi căprui. Cum să fie atât de frumos? Și tu ești frumos, hoție! Hoție! Hai, Ion, hai! Hai, unde mă duci? Du-mă, hai că vin cu tine, hai! Pare că vrea să mă ducă undeva. Dar nu-i nici Tobi, nici fata. Eu nu știu unde scrie ăștia. Fii livadă și noi am văzut. Pe partea aia n-am fost, vezi? Hai, livadă, Ioane, să vedem dacă sunt aici. Plus că am venit acasă și nu m-am întâmpinat. Boghi s-a apucat de tuns. Nu, Ion. Asta este. Încercăm mai pe seară. Poate am mers la plimbare. N-am dormit. Dar mi-a fost lene de tot. Uite, am stat cu domnul Mițu aici pe canapea, printre toate păturile astea. Cam 100 de pături pe canapea. Bă, ce rău arată lumina asta. Mă rog. Deci n-am mari minuni de făcut. Efectiv, în 5 minute termin. Dar atâta mii de lene, nici măcar nu m-am demachiat. Voi vedeți? Am stat pe TikTok până acum. Sincer, de ajutor. Că n-am mai stat pe... Așa, să dau scroll de foarte mult timp, că eu nu fac niciodată chestia asta. Eu doar postez și am ieșit, pentru că n-am timp de așa ceva. Tot timpul prefer să fac alte lucruri și chiar am alte lucruri mai importante de făcut. De-aia eu nu sunt niciodată la curent cu nimic. Eu nu știu nimic de trenduri. Nu știi că e trendul ăla acum, că nu, nu știu. Nu fac pe interesanta când nu știu, dar chiar nu știu. Nu știi pe tipa aia care... Nu. Deci chiar nu știu. Tipa aia care a făcut story time-ul despre nu știu ce. Nu știu despre ce vorbești. Recunosc așa fețe, dacă mi se arată după aia, uite clipul ăsta, gen, a, da, lol, mi-a mai apărut. Pentru că n-are cum să nu-ți apară când efectiv ești pe platforma aia, dar nu stau să dau scroll așa, fiindcă n-am când. Am postat acum și după aia am stat. Că m-am întins aici cu Mițu. A fost Bogdi, a luat gunoaiele, că face curat pe afară. Și am zis să mă apuc, să strâng două, trei lulele, trei surcele ce am aici. Și atât, că n-am mari minuni. Dar m-a trăznit acum, tocmai l-am pupat pe Mițu. M-a trăznit acum să mănânc orez cu lapte din ăla turcesc, făcut la cuptor. Deci dacă nu mănânc din ăla azi, ba omule, nu știu. Dai bai. Îi bai, măi, ai purici. Știu că zice pureci, dar mie îmi place să zic purici. Când mă lind. Hai că strâng aici. Și după aia facem un orezuț. Sper să mai am baterie la ăsta. Îl pun un pic la încărcat. Îl pun la încărcat? Nu știu. Vedem. Te spăla la fun aici lângă mine, nu-i frumos. YouTube-ași! Ce credeți că se întâmplă? Am musafiri, dar... Un fel de altfel de musafiri. Că dacă vă arăt ce fac musafirii... De obicei musafirii stau la masă, îi omenești. Musafirii mei fac mobilă. Am mâncat bine, am luat cina, am mâncat crembuș la fraier, ca ultimii. Dar asta ne-a trebuit, na? Și s-au apucat băieții de făcut mobila lui Baby. Eu am făcut niște orez turcesc la cuptor, nici nu mai știu dacă m-am zis. V-am zis că mi-era poftă sau nu știu ce. Așa că spor la treabă. În momentul de față se montează divanul. Hai să vă arăt.
Așa, am cumpărat un divan, adică un pat cu două saltele, cum ar veni parte de dormit de 90 și el când se deschide se face mare. Na, dacă o să fie nevoie de un boc de acolo sau ceva, dar îți trebuie un pat în cameră. Beautiful, astea e somiera. Sunt jos etichetele. Ce braș? Ce etichete? Nu. Astea. Dar lasă, de cine caută sub pat? Mițu, când vine greu de uibă la ăștia. Mițu s-a supărat, vai! Deci Mițu e supărat pe noi, stai că ăsta nu focalizează. Fraiere, bun. Deci Mițu s-a mega supărat pe noi, pentru că la un moment dat, nu mă auzim, era o gălăgie în bucătărie, mergea cuptorul, air fryer-ul, hota, noi râdeam. Vai, zic, bai, l-am recunoscut după glas, ceva nu a fost în regulă, adică chiar îmi una foarte, nu știu, ceva mi-a plăcea, nu știam unde. Și am realizat că nu l-am mai văzut de vreo jumătate de oră. Și când colo, l-am închis în dulap la oale, la cratiță, care era lângă cuptor, săracu. Doamne, ce rău mi-a părut de el. Și acum e sus, e supărat. Nu a venit nici măcar la cremă, știi. Da, bine, ne vedem mai acolo. Ce zici, că m-am pus pe ele? Ba nu, eu m-am pus pe ele. Na. Nunta mea cântă la televizor. Stai numai o clipă să ies. Aici s-a adus, nu știu ce s-a adus, dulapul, ceva. Deci avem divan. Mami, iubirea mea, ești speriat. Haide. Hai, puiuțu. Astea sunt lucrurile lui baby. Da. Lucrurile lui sora ta. Lui suriara ta, minunea mea. Te mănânc, băi. Bă, tigru meu mic. Au! Hai să vedem divanul, mama. Uite! Fain! Bă, dar ce mare! Eu nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam să fie așa mare. Na, asta e acum. Astea o să le schimb. O să le pun capeți de Mickey Mouse. Uite, uite! Lipsesc un pic. Ce se întâmplă aici? Mașinile spală. Uite. Păi 11 și ceasul, mașina mai are 2 ore. Hai să vă arăt orezul cum i-a ieșit. E spectacol, deci eu n-am mâncat ceva mai bun în viața mea. Sincer vă zic, arde încă. Deci efectiv, wow, 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 wow. Și asta spală, toate spală. Băgăm o sărățică ceva, hai să-l iau de aici. Le ducem dincolo. Asta le-a făcut soacră mea și alea le-a făcut tot soacră mea. Săricel! E, nu vrem DJ, vrem să ne cânti tot tu. Aici. O spart boc de geamul când o tuns iarba, o sărit o piatră. Hai să vă arăt un motan. O hoție. Care s-a pus pe dulapior. Acesta este dulapiorul pentru haine. Și a fost inaugurat deja. Este mama. E ce mă frumos.
Te iubesc! Aici avem divanul. Asta e peretele cu sclipici. Draperie încă n-avem încă, dar o să fie dintr-un capăt în altul. Culoare lavandă. Covoraș. Și aici avem pătuțul. Acolo sunt lucrurile ei pe care o să le luăm de acolo, evident. Și aici o să fie măsuța de înfășat. Na, nu e cea mai mare cameră, dar cred că o să fie cea mai drăguță. Cu exemplarul ăsta aici, cu hoția asta. Good morning, YouTube! Ce ziceți? Am dormit 5 ore. Mult, e mult 5 ore, fată. Acum ajungem la piață. Am venit la piață, așa de încântată, sper să și găsesc ceva. Cam chef să cumpăr chestii, să sap până la betoane, v-am zis ieri. Sunt cu Simina care acum plânge, dar îi trece imediat. Și acum imediat ajungem la piață. Mă duc să parchez să văd pe unde. Zice ea. Și ne vedem mai încolo. Hai da, mami, hai. Na, pup. Numai un pic aș dori să vă arăt cât suntem de norocoase. Ești nebun? Tu realizezi că eu chiar am găsit un loc pe acolo, pe undeva, gen a ieșit cineva? What the fuck? Vai de mine, deci ce am găsit? Eu mi-am dat seama acum că nu v-am filmat nimic. Abia aștept să ajung să vă arăt. Am aici o blăniță. Bă, mule, deci o vânez de câteva luni. Efectiv, și n-am găsit-o la nimeni de vânzare. O vindea una pe un loc cu 500 de lei. Și o luat-o cineva. Și am vrut să-i scriu, man, îți dau eu 800, nu mă dăm eu 1000. Și am găsit-o aici cu 150, gen... Nu știu să dau zoom out. Ești în prim plan. Stai că nici nu se auzea. Ești în prim plan, nu știu să dau zoom out, mă ajuți? Pe ce ții? E, pe ăla! Aaa, cap pătrat. Bun. Beautiful. A reușit. Hai să săpăm. Uite. Acolo se aude. Trebuie neapărat să auziți pe ăsta, cum zice. Grăbiți-vă, grăbiți-vă că vine poliția după mine. Hai că am dat pașe la Angela Becker. Haideți! Un leu la clase, nu mă interesează, un leu la clase. Haideți la 10 lei la un leu. Bă, omule, vreți să vă grăbesc că vine poliția, bă, că am dat pașe la Angela Becker. Căței mei, ce faceți? Ce faci, Ionuț? Hă? Fetița! Uite, Bogdi ne duce plasele cu cumpărături. M-am dus acasă, nu mai pot. Deci am mâncat. Pe altă lume, efectiv, de obosită, de misom, de chestii din astea. Nu mai pot. Mă duc să mă culc, direct, nici nu mă mai demachez. Mă duc, Bogdi, până în spate să vedem nu știu ce. Nu știu ce vrea să vadă, da. Vedeți și voi. Uite pe Arici. Riciu, ceau Ariciu. Ce faci, mami? Și Felix. Deci e șantierul. Voi ce? Ce învârtiți? Băie de la mine din cană? Cozile. Ce-a făcut aici, curățenie? Bravo. Voi, vă rog. A, ce somții. Uite, Nati, ce-am muncit, ai văzut? Curat. De, urita. Hai să vă arăt colecția mea de găini, vreți? Uite-te ce hoațe îs, mă. Mi-e frică de tine. Ăsta e un pic criminal, să știți. Ăsta sare la gât. Uite ce hoațe îs, mă, găinile. Mă, nu-i intrat aici la moară. Uite și piticuța, ce faci? Uite-te la ele. Fetele! Iubitele, hai la mama.
Hai, da. Hai, mereți. Hai, fetele. Hai, da. Deci pe Felix. Uite unde, doamne. Juicy! Ce faci acolo? Ai pat. Aici, doamne, el. Hai, fetele, hai. Da, nu mai putem scoate în găinile de aici. Hai, fetele. Hai, hai, hai la mama, hai. Ușa afară. Ușii. Hai la micul de nu. Ieșiți afară. Bun, misiune îndeplinită. Bă, ce faine vis. Ce faine vis, toate la fel. V-am pus, hai. Hai la mama, hai. Hai, fetele, hai. Hai la mama. Hai, hai aici, v-am pus, hai. Sara, ce faci? Ce va, fetița? Hei, Sara, ce grăsuță ești, ce faină ești. Ești foarte grăsună. Ce papi tu bun toată ziua, plic? Plic, îți dă sacră mea. Uite și pe Arici, ăsta-i fiusul. Și după ce l-au făcut, am sterilizat-o. Da. Ce-o, Ariciu? Și el e Felix. Și aia e pipărcuță. Au, au! Aia de acolo e pipărcuță care a venit foarte mică și pricăjită și acum s-a mai întrămat un pic. El e Juicy. Tocmai a fost castrat. Dă să-ți vă fundul. Nartiu, găinile noastre cu ouă. Avem ouă? Da. Asta am luat 7. Uite. Azi am luat 7, uite. E ce faină azi. Da. E o proaspătă. Or veni la prânz. Da. Ce faci, domnul, aici? Studiezi, te gândești la ce să construiești aici? Cum o să arate gazonul tău? Mm. Faci teren de fotbal? Facem. Mai un pic și începe activitatea aici, să tunzi iarba în livadă. Mai un pic. Deci în această imagine avem toți mâții noștri, efectiv. Uite-l și pe Rafael, el este Rafael, dar s-ar putea să-l cunoașteți. Hei, Rafael, ce faci? Pipărcuță, uite pe Fara. Albuța e sterilizată și acum de curând. Juicy, Felix și cu Ariciu care se tăvălește. Te tăvălești pe jos, Arici? A? Ești foarte fain tu, ești frumos rău de tot. Da, ăsta-i tata tu sau? Cu cine te-a făcut mama ta? Felix, ce faci? Hello. Felix. Are-l treaba. Nu prea au chef să apară pe YouTube. Uite pe pipărcuță. Unde te-ai băgat, fată? Unde te-ai băgat? Juicy! Ce ai? Că te-am deparazitat! Hoțule! Pa! Este luni, e dimineață, am reușit să fac puțin ordine, m-am dat cu cicaper pe față ca să nu arăt chiar domnul Mițu. Să nu arăt chiar cum arătam, pentru că tenul meu a început din nou să ia razna, a dat hormonii peste mine, hormonii de trimestru 3, nu știm. Ce să-i facem, nici nu mă prea interesează, să fiu sinceră, aia să fie ultima problemă. Așa că am rămas datoare cu zdrențele, cum îmi place mie să zic, de la piață, care au stat până acum în garaj, fiindcă na, el a fost duminică și n-am putut să le spăl, deși tremur să le spăl, să le iau pe mine. Vi le arăt așa, gen, și după aia o să le bag la spălat, la dezinfectat, la tot. O să încep, bineînțeles, cu alpaca. Vă las aici o poză, că v-am spus ieri că era vorba despre acel paltonaj cu blăniță pe care l-am găsit cu 500 de lei pe un grup și venea să-i scriu la fată, bă, îți dau 800, mă dă-mi mie, și eu l-am găsit la piață cu 150 de lei. Are defect, dar nu mă interesează deloc, deci așa îl port, cu tot cu defectul ăla, pentru 150 de lei nu pricepe nimeni. Vă las aici poză cu ce am găsit eu și abia când am ajuns acasă am realizat că ăsta pe care l-am cumpărat parcă e mai gri, nu e așa alb,
și nu are blănița aia la mâneci, dar e atât de asemănător și chiar au același sticker aici pe mână pe care scrie alpaca. Dar nu e blana de alpaca, nu știu de ce, e firmă sau cred că așa, dacă voi știți, nu e blana de alpaca, în fine. Deci ideea este că la ambele scrie alpaca aici, dar nu sunt la fel. Na, hai să vă arăt. Acesta este paltonelul. Se pare că are și glugă. Bă! Stai un pic, că cred că misiune bună. Are două fețe, ba omule! Deci poți să-l porți și cu fața asta albă și cu fața gri. Acum e cu fața gri. Se pare, da, are două fețe. Nu știu cum aș putea să vi-l arăt fără să-l iau pe mine. Este superb, minunat. Zboară părul din el, dar o să-l curăț. Aici are respectivul sticker de care eu vă zic. Defectul este ăsta, care nu știu dacă iese la spălat sau nu, dar după cum am zis, nici nu mă interesează. Are aici o pată, așa, zici că e de cafea. Da, e foarte frumos, deci chiar nu am ce să-i reproșez. Nu știu, îmi place foarte tare și eu acum îl țin de glugă, deci practic ar trebui să-l pun pe numeral, dar mi-e un pic scârbă de el. Da, ați înțeles. Să continuăm cu zdrențele. Am luat un cearșaf care părea super, super nou. Încerc să n-ating nimic. Să vedeți ce m-am dezinfectat când am ajuns acasă, m-am dezbrăcat în garaj și am intrat așa. Sunt foarte crazy la chestii din astea, dar în același timp nu mi scârbă să le cumpăr, pentru că le bag în mașină și le dezinfectez cum numai eu știu, așa că totul e safe. Am găsit un cearșaf din ăla prosopel, gen, cu elastic, pe care să, de o persoană pe care să-l pun pe patul ăsta nou, pe divan. Acum, gen, să fie acolo ceva, că nu-mi place să stau așa cu saltelele dezvelite. Mi se pare că se pune praful pe ele și așa mai departe. O să-l dezinfectăm la 90 de grade și e perfect. Aici, în plăsuță, avem două bluzite. Trei bluzite, pe care le-am luat de la 3 la 10 lei. Pe una am de gând să o port cu maieu pe sub, evident când o să rămân fără burtică. Eu nu sunt genul să port astea așa, fără nimic chiar, sau un sutien. Da, este foarte extraordinar de transparent așa. Îmi place mult. Pe asta am luat-o pentru pijama, pentru că are cel mai moale material posibil. E urâțică, este o bluză gri cu steluțe, dar are un bumbac, deci cred că e foarte plăcută. Și asta nu știu ce l-am cumpărat, eu nu prea port blazere sau cum le spune. Blazer oare zice? Blazer sună ceva foarte gros ca material. Ăsta e transparent. Nu știu, mi s-a părut interesant, lunguț, fain să-l port și acum și după. Este cu sclipici, lunguț și transparent. Na, o treabă de genul ăsta. Se va spăla. Mai departe, departe avem... Păi am luat o bluză lui Bobby, again, urâtă cu spume, dar mi-a plăcut foarte, foarte tare materialul. Mă rog, nu chiar atât de urâtă, dar e nouă, gen am dat 10 lei pe ea. Materialul este așa, o bluziță în degrade. Materialul e atât de moale, înăuntru e efectiv, zici că e de pluș, dar nu e, de bumbac. Și pe din afară alunecă cât de moale este. I-am luat-o ca să lucreze pe afară în ea, că-i subțirică și a cerut așa ceva, care numai haine groase. Două cămășuțe, pe care am dat 6 lei împreună. Asta e așa, transparentă, genul meu pentru că e decoltată. Îmi place mult să port chestii decoltate, dar nu cu burta goală. Are sens, da. Bun, foarte frumos. Nu prea port eu cămăși pentru că nu port blugi. O chestie pe care nu știți despre mine este că eu nu prea port blugi. Extraordinar de rar se întâmplă chestia asta. N-am mai purtat blugi de... Mă rog, cu toate că sunt gravidă, deci adăugăm și perioada asta. Sigur, de vreun an jumate n-am mai îmbrăcat niște blugi. Deloc. Deci, da, nu știu, probabil cu ceva pantaloni, port pantaloni. În general, nu port doar colanți. Pantaloni mai lărguți, așa, numai trebuie să văd. Și o să pot să port eu bluzica aia. Vedem. Și asta am luat-o pentru că e simplă și nu-mi plac cămășile alea cu nasul până jos. Deci îmi plac așa, până la un anumit punct. Are un bumbăcel extraordinar de moale, again, deci îmi place foarte tare. Nu știu ce brand îi, nici nu mă privește. Mânecile se prind aici cu năsturel.
Dar e foarte, foarte moale și foarte plăcută. Și aici avem, cred că ultima chestie, o capă din aia, nu știu cum îi spune, îmi place foarte tare, o să o porci acum, gravidă. E negru cu sclipici, destul de subțirel, mai am câteva cape, mie îmi plac capele foarte tare, am dat 20 de lei pe ea, uite că era și cu preț. Și rebun, asta e de la șmecherie. Așa, și jos are niște franjuri. Foarte fain, foarte plăcut și de efect, adică dacă te îmbraci, îmi iau colanții de gravidă și o bluzică neagră care nu-i foarte aspectoasă, am așa ceva care mă încape acum, dar na, gen îmi trag ăsta deasupra și am făcut o ținută de spică plombele. Na, așa cred eu. În fine, stau așa cu mâinile pe picioare, așa, mă duc să bag la spălat, mă spăl bine pe mâini și m-a pus să editez vlogul, ce ziceți? Azi luni, doamne, e prima zi în care nu lucrez, v-am spus? Nu știu dacă v-am spus. Am intrat în prenatal, de azi, vineri a fost ultima zi de lucru și foarte fain, nu vine să cred că filmez și editez și fac chestii din astea și curățenie în toată casa, gen am terminat deja și ora, cât e ora? Cred că e 11. What? Ok, și am strâns și haine, am și aspirat, am... Wow, uite-te la mine! Vibing, bun. Doamne Iisus stă într-o cutie, dacă tot foșne, să știți că este dumnealui. Care întotdeauna când filmez, îl apucă să facă lucruri. Până nu filmez, n-are nimic de făcut, e în regulă. Să aveți săptămână frumoasă! Pa!